Și acolo era și Snieguri și scriitori. Și a spus, zici, că iese vreun pictor aici care, da, primarul care a fost primul după, în democrație, după democrație, era Vasile Roșca. Și am spus, da, bă, iau-te, iese, alătrea cu mine. Și m-am dus cu, cu istoricul, mai cum, cum ne-a ieșit, ne-a ieșit din minți. La clădirea asta de la Politehnică roșie aceea, la 11-le etaj, nu știu, în ce birou, dar cu istoricul, mai cum, ce bună, dar nu ce bună, nu-i dat cu mine. Și mi-a dat un drapel micuț românesc cu stema României. Cu aceea Ceaușescu sau de acum stema? Nu cum, acolo era tot vulturi, tot... A, da, mine. Deci actuală, da. Da, din, da, din România, un drapel micuț. Mi l-a dat și eu am luat drapelul cel mare, cu albastru, gal, roșu și m-am dus acasă, am făcut aferele din și am luat și l-am făcut și primul drapel l-a ridicat la adunare națională cu stema, l-a ridicat. Da, da, actuala stemă, pare că e desenată tot de un artist plastic, de Vrabie. E făcută tot, o leacă, e prefăcut cu, a fost un pictor, parcă a făcut câteva variante și a uitat tot cum îl cheamă. Vrabie, nu? Gheorghe Vrabie sau cum îl cheamă? Mă ating. Apoi el de-a mă până la urmă și pe urmă de-a mă lua și a făcut stemă, așa cum aici. Ai dat tot în Sasanie cu... A, păi da, aceleași elemente heraldice, da, cu acvela, cu zimbru celălalt. Și cum noi suntem, suntem moldoveni, dar nu români, dacă eu în 72 am făcut slujba în Rusia și acolo un polcovnic târ român, rușii știu cum... Dar ce era, el... Baltic sau de unde era? Baltice știau mai mult despre noi. Știu și rușii, eu nu eram în centrul Rusiei, eram în Coași, nu eram în Pribaltica sau undeva, dar știu tot și aici și în Chișinău că am trecut în Coași pe urmă. Numai nouă ne spun altceva, da? Ai, propaganda. Pun la pșa pe ureche, o pus la pșa și de-a prostit lumea cu ghetul. Nici îmi spune, zici, că tu e român. Dar moldovenii, eu sunt moldovan. Ia ca cum lupul. Lup. Din latină vine, lup. Lupus, da? Da, lup e aici și lup e în România. Nu, el, el e moldovan. Științific e altă limbă. Cum, măi, și râd rușii de noi, de... Să mă scuz cu spatele, râd de noi, de, de, ei numai sunt cu așa din Parlament, care tot, știi, unii din trânșe, desigur, cum toți. Deci nu, deci nu sperați că la alegerile se o schimbi ceva. Dar nu o schimbi, dar dacă câștigă muia rusul, moldovanul o să lucreze pentru un strachen de borș. Dar cine e rusul? Că-s 4% de ruși, mai sunt încă vreo 5% de ucraineni. Care ucraineni? Cine e rus? Ucrainenii, și aici ucrainenii. Eu luat Crimul, eu luat Donbass, eu luat toate acelea. Și tot îl iubesc pe Putin. Și ei aici în Moldova să-l voteze tot pe dinsul. Pe rus, pe cei pe dincolo, dar da, și moldovenii au război la Nistru, făcut de Rusia, și tot îl iubesc pe Putin. Se duc în, învață în România, învață încolo și că vin încoași și votează pentru... Greu din schimbat mentalitatea. Nu, fășine. Nu, dar câștigă muia. Rusul e gata. Cum din rusul aici are lucru și are tot acelea și ți-ar plată și tot acelea și nu se duce la dânsul acasă, adică aici e rău pentru moldovenii. Moldovenii fug ca stai ei, aici. Sunt și ruși șomeri, sunt fel de fel de... Nu mai este. N-ați văzut ruși șomeri sărași pe stradă? Da, pune... Ia încercați să vorbiți cu vagabonzi pe stradă, jumătate dintre ei sunt ruși, vorbesc rusește. Aici cine lucrează cu mătura, cine lucrează la construcții, cine lucrează? Luați și faceți, cum spune, statistica sau ce faceți și să vedeți. Și cine cei mai puțin mică zarplată, cele mai puțini lefi, care mătură prin parcuri, care e cel mai greu lucru. Dacă o duceau așa de bine, nu scădea procentul rușilor din Moldova. A ajuns la 4% acum. Robi suntem la noi acasă, noi suntem. La cine? La moldoveni care conduc acum Moldova, nu? Ci Candu e rus? Care e moldoveni? Candu e rus, Dodon e rus? Da cine e prim-ministru acum? Da Filip, ce e rus? Dar cine a format bisericile? Pe cine a format rusul? Biserici? Ei, rusul. Rusul nu mai spune la mari. Și tot moldovanul se duce și îi linge bledele și tot moldovanul... Păi dacă nu linge bledele, îl duce în Siberia, au pățit-o mulți, da. Nu? Care nu au fost loiali. Și deși eu am făcut casă,
Dar eu sunt pictor și eu... Mie nu-mi trebuie casa, mie-mi trebuie un apartament, că eu pot să mă ocup cu pictură, cu ceea ce trebuie. Deși eu n-am putut să iau apartamentul. Cer respect, n-ați dat let. Dar rusul numai de acolo vine și ptargerei de de. Atunci erau favorizați, dar acum nu. Favorizați. Dar eu lucram alături cu dânsul la masă. Și lui dă ei nu. Dacă eu fac casă, dă-mi bani. Că eu tot pun în cazinaua și aia. De acord. Cum? Atunci așa era politica, acum... Și amu, e tot e așa. Ei, cum e așa? Acum statul numai de apartamente nimănui. Spus, așa e de sus, eu nu mai spun cine. Nu știi că ești că așa ea. Dar toată sfera economică e în mâna rușilor. De ce nu vorbesc ei un cuvânt moldovenesc? De ce noi vorbim, îi stimăm, noi îi stimăm pe dânși. E că eu am și prieteni în UFA. Valodia Jisco. E că chiar îi spun și mie. Din UFA. Și-s prieteni așa e cu dânsul. Dar de ce roșii nu vorbesc de fel? Când e o emisiune la masă rotundă și e emisiunea în moldovenești, când îi dă rusului să spui ceva? Numai rusești. Când e emisiune rusească? Moldovenii te-ți vorbesc rusește. Toți rusești. Cum? Ei, nu suntem noi nații mari și noi... americanii vorbesc numai engleză, altă limbă nu știu. La fel și rușii sunt nații mari și cred că tăta trebuie să știi limba lor. Deși le place lor mâncarea noastră, dar limba nu le place. Dacă eu îl stimez pe dânsul, stimați-mă și tot pe mine. Asta trebuie vorbit individual cu fiecare rus în parte. Iată, să nu exagerăm. Așa fac.